Salutare, prieteni! Cu voi este canalul Pijot Roșii, am revenit cu un episod. Și da, am revenit cu porumbei și vreau să vă arăt sosirile de la etapa de la Buzău 1. După cum vedeți, prima femelă, am prins-o și la echipă, la 8.59, 498, adică ea, am prins-o la echipă, în primii 100 de porumbei pe lansare. Și vedem, vă arătăm și clasamentul, intra când se face, vă anunț eu când se face clasamentul. A doua femelă mi-a venit, unde se ria? 145, adică cioara, țiganca aia neagră. Și cafenia, n-am prins-o în ceas pentru că am scos ceasul, pe la 4 mi-a venit. Mi-a venit târziu rău cafenia acolo. Târziu rău. Și da, ce să vă mai arăt eu, pui mă enervează cum sunt, adică... Ăstuia, vedeți cât, ce diferență între ăstuia, nu i-a dat suc când trebuia și a rămas foarte mic. Ăsta, uitați cum iese. Cu album, bine, frumos, ia uite ce frumos iese. Iese foarte frumos. Uitați și picurata, frumoase. Toți porumbeii. Țiganca, ia uite. Țiganco! Țiganco, ai venit! Pui, ia uitați, pui, mucateși, bă, mucava așa altul vostru, pui, ca un cal mucateși, a uitați și frumos este asta, cu alb aici la ochi, ăsta e al meu, a uitați cum s-a îmbrăcat. Și cuca asta albă, ia uitați-o mucateși, pui zici că sunt cai mucateși. Ia uite, bă, tată, cum sunt. Sunt prea șmecheri, băi, fratele meu. Asta mi-a venit, după cum știți, îi dau drumul mereu. Sunt paie. Asta mi-a venit prima, mâncă oar tata să o mănânce băia și bă, toneamul ei. Mi-a intrat și la echipă. Bine, oamenii care știu chestia asta, colmofilii care zboară cu părmei. Mi-a intrat și la echipă, asta, una. În trei, un nou aici, frumos. Puiul ei, ia uitați. Ăsta a început să-i crească puțin penele. O, fără. Cafenia e aici cu cuțanul, ia uitați și pe ăsta. Nu prea am ce să vă arăt. N-am niciun lipsă, ia uitați și pe ăsta, ia uitați. Nu trebuie să sperie. Foarte frumoși. Mi-a venit și aia care pleca la blocuri la Guțani. Și da, următoarea etapă e Tecuci la 220 km băgăși acolo. Asta de 2008, cred că s-a împărgea cu ăla de acolo care are penalitate. A început să-i crească, o să-i dăm drumul când îi crește tot. Venim dacă pleacă sau nu pleacă. Așa. Și da, cam acestea sunt porumbei, ce să vă arăt. Și da, cam acesta a fost episodul. Cu voi este canalul Pijot Roșii și ne revedem data viitoare. La revedere!